încerc să fiu foarte scurt și concis. Toată această acțiune, toate intențiile noastre fac parte din angajamentul pe care ne l-am luat în fața cetățenilor municipiului Botoșani, aceea de a îmbunătăți gradul de colectare, pentru că tot ceea ce noi aducem ca îmbunătățiri în sistemul de colectare al deșeurilor din municipiul Botoșani se va regăsi ulterior în confortul pe care dumnealor îl vor regăsi în platformele din municipiul Botoșani. Această serie de module, le-am numit noi module, pe care le vom amplasa în platformele de colectare din Botoșani, este una incipientă, pe lângă cele pe care le-am prezentat acum de hârtie și carton. Noi, în momentul acesta, lucrăm la alte recipiente pentru plastic și metal. Le vom amplasa și pe acestea în platformele de colectare din municipiul Botoșani. Tot ceea ce facem și lucrăm, totul facem din resursele noastre proprii. După cum știți, anul trecut societatea a reușit să ajungă la o stabilitate din punct de vedere financiar, de aceea noi am venit cu ideea să reinvestim eventualul profit pe care societatea l-a avut în astfel de dotări. Cât a costat un modul de ăsta? De ce nu ați achiziționat de la firme, deci ați preferat să le produceți? Foarte scurt și concis, mai clar de atât nu veți auzi de la nimeni altcineva. Prețul unui asemenea modul realizat din surse proprii este undeva la 2000 de lei, nu depășește suma de 2000 de lei. Dacă l-am fi achiziționat de pe piața liberă, ar fi putut să coste undeva între 2,5 și 3 ori mai mult. Mulțumim. Dacă mai aveți alte întrebări? Cât a plătit primăria până acum pentru neîndeplinirea indicatorilor? Sume consistente pe care le-am plătit. Important este de specificat un aspect. Nu am atins aceste ținte și a trebuit să indexăm pozitiv taxa de salubrizare. Pentru că banii pe care îi plătim la AFM sunt ai noștri, ai tuturor. Și aceste ținte trebuie să atinse cu ajutorul cetățenilor. Dar cetățenii mi-au comunicat că sunt dispuși să colecteze selectiv, dar au nevoie de infrastructură. Nu mai vor aceeași mașină de la Urban Serv care să amestece deșeurile selective cu deșeurile menajere. Și s-au separat aceste fluxuri și funcționează atât în platformele din condominii, cât și la case. Și iată, venim în sprijinul dumnealor așa cum ne-au comunicat. Pentru că am spus, cetățenii sunt cei mai buni consilieri ai primarului și am ascultat. Au nevoie de infrastructură pentru că sunt dispuși să colecteze selectiv pentru a ne atinge ținta. Și în aceste containere ar putea apărea saci de gunoi menajer. Acum vreo 2 ani ați montat camere de supraveghere, ați început să montați la platforme. Nu ar fi cazul să montați la toate platformele? A fost un proiect pilot care a funcționat și imaginele ajung la poliția locală și la Urban Serv și au constituit suportul pentru o colectare și organizare mai bună a societății. Încă nu s-au aplicat sancțiuni având la bază aceste imagini de pe camerele de supraveghere, pentru că aici avem nevoie și de o modificare a legislației, astfel încât să putem aplica sancțiuni fără ca agentul constatator să fie prezent la fața locului. Și intenționăm să mai montăm aceste camere de supraveghere și în viitor, dar așteptăm oportunități cu fonduri europene, pentru că avem un program de reziliență și redresare care va pune accent tocmai pe respectul pe care îl acordăm față de mediu. Și atunci ar fi păcat să cheltuim bani din bugetul local pentru astfel de infrastructuri când vor fi sume consistente care privesc exact acest aspect. Vreau să mai subliniez faptul că s-a îmbunătățit foarte mult colectarea deșeurilor în municipiul Botoșani și platformele arată din ce în ce mai bine. Dar vârful de sarcină și încercarea pentru Urban Serv va fi la vară, acolo unde, în perioada în care vor crește cantitățile de deșeuri și aștept să fie aceleași rezultate pe care le văd astăzi în municipiul Botoșani, acolo unde văd platforme curate și unde văd îmbunătățirea sistemului de colectare a deșeurilor. Când vom vedea prima platformă îngropată în municipiul Imediat Botoșani? Imediat ce realizăm sau finalizăm demersurile cu Consiliul Județean pentru a primi sumele pe care le-am agreat, vom face achiziția și le vom monta în platformele de colectare a deșeurilor în acest an.